Președintele PDL Sălaj, Lucian Bode, a declarat în cursul zilei de vineri că speră ca fuziunea dintre PNL și PDL să aibă loc cât mai repede cu putință. La nivel național, lucrurile între cele două partide decurg bine. În componenta locală, în această săptămână, au avut loc întâlniri între președinții de partid și membrii acestora, iar în următoarele săptămâni se mai preconizează astfel de întruniri. De presă de astăzi este una cu accente locale, politică. Știți foarte bine decizia celor două partide, PDL și PNL, și anume aceea de a fuziona într-un interval de timp, ca să-l citesc pe președintele Blaga, cât mai repede cu putință. Vreau să vă spun că la nivel național lucrurile evoluează. Așteptăm finalizarea Convenției Naționale a Partidului Național Liberal, care va desemna conducerea acestei formațiuni politice la sfârșitul săptămânii viitoare. După acest moment, vreau să vă spun că vom intra în linie dreaptă cu înregistrarea noii formațiuni politice la tribunal, în registrul partidelor politice. Statutul noii formațiuni politice este finalizat în proporție de peste 90%. Avem, practic, o compilare a celor două statute. Acolo unde statutul nostru nu reglementa anumite lucruri, le-am preluat de la PNL, unde statutul PNL nu reglementa anumite chestiuni, au fost preluate de la PDL și va ieși un statut care în acest moment are aproximativ 180 de articole, dar un statut a unei formațiuni politice care sunt convins că va conduce și va guverna România în viitorul, poate mai apropiat decât speră unii, în direcția europeană, în direcția respectării valorilor europene la care am aderat în 2007. În ceea ce privește componenta locală, ieri ne-am întâlnit instituțional, dacă vreți, cu reprezentanții, colegii noștri de la Partidul Național Liberal. Am convenit împreună delegațiile celor două partide să fie formate din președinte, respectiv 5 membri. Într-o formulă de 6 ne-am întâlnit, cum spuneam ieri, pentru a doua oară. Prima dată am convenit asupra modului de lucru, de acțiune politică, modul în care vom comunica în spațiul public deciziile pe care le vom lua în această structură. Am convenit de asemenea toate deciziile care le luăm în structura de 6 la 6 să fie ratificate, validate în biroul permanent județean al PDL, respectiv delegația permanentă a Partidului Național Liberal. Ieri am analizat posibilitatea realizării de majorități în consiliile locale la nivelul județului Sălaj. Când spun realizarea, constituirea de majorități, mă refer în primul rând la faptul că Partidul Democrat Liberal și Partidul Național Liberal în aceste consilii locale vor guverna împreună, vor decide soarta acestor comunități împreună. Asta nu înseamnă obligatoriu că avem om în executivul acelei comunități. Nu înseamnă obligatoriu să avem viceprimar. Dar lucrurile se prezintă în felul următor. Sunt 14 unități administrativ-teritoriale unde PDL și PNL realizează o majoritate, unde PNL, respectiv PDL, au și funcția, dețin și funcția de viceprimar.
în aceste consilii locale, la propunerea celui care deține funcția de viceprimar, acesta poate fi înlocuit. Nici o propunere în acest sens nu a fost avansată. Deci, practic, în cele 14 unități administrativ-teritoriale, unde avem primar, respectiv viceprimar, sau unde avem viceprimar și majoritate, nu ne-am propus până în acest moment să înlocuim pe unul dintre aceștia. Sigur, nu toți au fost numiți cu susținerea PDL-PNL. Dar, în acest moment, sunt menținuți cu susținerea PDL-PNL în cele 14 comune. De asemenea, sunt 3 unități administrativ-teritoriale unde PDL și PNL pot realiza și vor realiza o majoritate, dar unde nu deținem funcția de viceprimar, nici noi, nici PNL. Aici, sigur, vom discuta în întâlnirile noastre viitoare dacă se impune numirea unui viceprimar de la PDL sau de la PNL în cele 3 unități administrativ-teritoriale. Nu am luat încă o asemenea decizie. Decizia care cred eu că este cea mai importantă este că am hotărât ca în toate cele 17, iată, unități administrativ-teritoriale, PDL și PNL să formeze majorități și să procedeze în consecință, și anume să se comporte ca un singur partid politic. Și apropo de acest lucru, sigur că decizia de la tribunal, sau înmatricularea în registru partidelor politice, va veni cel mai probabil anul viitor. Până atunci, eu sper undeva în sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, cele 2 congrese ale PNL, respectiv PDL, să ratifice, să ia decizia politică de fuziune a celor 2 formațiuni politice, urmând ca partea juridică să se materializeze, să se realizeze, cel mai probabil, anul viitor. Deciziile deja luate nu vor mai fi modificate, eventual vor fi întărite în aceste 2 congrese ale PNL, respectiv PDL, și probabil unul comun al celor 2 formațiuni politice. Cea mai importantă decizie este cea legată de susținerea unui singur candidat la alegerile pentru președinția României din această toamnă. Dacă aveți întrebări pe acest subiect. Noi luni, în Biroul Permanent Național, am aprobat, am avizat cele 2 case de sondaj, de sondare a opiniei publice, care vor prezenta 2 rapoarte. Primul raport este legat de profilul candidatului și funcție de profil vom introduce în cel de-al doilea, în cea de-a 2-a măsurătoare, 1, 2, 5 colegi de la PNL, respectiv de la PDL. Cel care va fi desemnat de către cea de-a 2-a măsurătoare, ca fiind candidatul cu cele mai mari șanse, va fi susținut de PNL și de PDL. Eu cred și sper, pentru că nu întâmplător și nu degeaba am organizat acea competiție internă, deschisă, transparentă în interiorul PDL, sper acest candidat să fie Cătălin Predoiu. În condițiile în care va rezulta că nu este așa, sigur că ne vom conforma și vom susține pe cel mai bine poziționat. Dar am convingerea, uitându-mă și la potențialul de creștere al domnului Cătălin Predoiu, că acesta va fi
ales, desemnat ca și candidat al acestei structuri politice. Care mai sunt persoanele care au intrat? După ce vom ști profilul candidatului, vom ști care sunt și persoanele. Sunt convins că vor fi cel puțin 4-5 persoane care se vor califica pentru această analiză. Eu în acest moment cunosc doar 3. Klaus Iohannis, Cătălin Predoiu, Mihai Răzvan Ungureanu. Este posibil să intre și Emil Boc și, nu știu, domnul Cristian Diaconescu a fost deja propus de către o formațiune politică, nu știu dacă va intra în această măsurătoare, posibil da, dar vom vedea la momentul potrivit. Cum au primit echipa PNL această fuziune, având în vedere că în Prahova au fost demisii, mai multe demisii? Sigur că sunt discuții în multe organizații. Nu o să spun public discuțiile contradictorii care le avem și noi. Pentru că nu poți să fii în acest proiect, dar tu să te raportezi la așa cum spunea președintele PSD Sălaj. Ei, dacă tu te raportezi la ceea ce spune PSD, tu, membru PDL sau PNL, nu ai ce căuta în acest proiect. Și noi aceste lucruri le clarificăm în interior și o să vedeți că pe măsură ce trece timpul, cei care cred în acest proiect vor fi tot mai vocali și cei care nu cred în acest proiect vor fi tot mai tăcuți. Reale. Suntem majoritari, ne dorim să conlucrăm împreună, am stabilit un mod de lucru, o întâlnire a consilierilor PNL și PDL cu primarul înainte de fiecare ședință de Consiliu Local pentru a discuta toate problemele care, știu, se ridică la ordinea de zi, pentru a elimina cât mai multe discuții contradictorii. Discuțiile, dacă sunt constructive, sunt binevenite. Nu am luat această decizie, iar eu personal doresc acest lucru. Organizația municipală va trebui să spună. PNL și PDL, la nivelul celor două conduceri, vor trebui să spună dacă da. Eu cred că este bine pentru ceea ce ne propunem în 2016, și anume aceea de a și anume ne propunem să conducem municipiul Zalău cu un reprezentant din noua formațiune politică rezultată în urma fuziunii PNL și PDL. Ne propunem să avem o majoritate în Consiliul Local Municipal formată de noua structură politică și în aceste condiții eu cred că este simplu de identificat adversarul politic. Și anume acela este PSD. În aceste condiții, nu cred că ar fi firesc și normal ca eu să stau în concubinaj politic cu PSD până în 2016, iar în 2016 să fiu adversar politic cu cel cu care am fost în concubinaj politic. Lucrurile trebuie clarificate. Aici nu vorbim de oameni, nu vorbim nicio clipă de oameni, vorbim de decizii politice și de o direcție politică firească pe care această construcție trebuie să urmeze. Este părerea mea, am spus-o și la aceste întâlniri, dar decizia aparține celor două structuri politice și ea, cum spuneam la început, orice decizie de altfel trebuie să fie ratificată în structurile de conducere a celor două formațiuni politice. Eu așa văd lucrurile. Dacă nu le văd, posibil să nu le văd corect, și atunci nu se va întâmpla nimic.